Maria Bolintin, județul Giurgiu. Nu au dezinfectant, chiar dacă scrie. Chiar dacă scrie că e dezinfectant, nu au dezinfectant. O parcare de biciclete, dar n-au rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Strada Libertății. Ah, ba da, se intre prin spate. Am să vedem cum se intre prin spate. Un fel de prag aici, periculos. Dacă vii cu căruciorul, la pragul acela ai probleme. Dincoace încă un prag. Aici încă un prag. Ei numesc asta rampă de acces pentru persoane cu dizabilități. Poate în doi pieri, în bătaie de joc. Toaletă cu acces public. Pardon. Pot să vorbesc cu primarul, vă rog? Nu, nu, vedeți că e domnul aici primar pe fol. Ok. Așa, da. Dumneavoastră, de ce nu purtați masca? O să port imediat. Ah. Ok, și v-am văzut pe coridor fără mască. Ați intrat? E liber? Poți să intru acolo? Nu. Nu puteți să intrați? Nu pot să intru eu sau nu puteți dumneavoastră? Ce probleme aveți? Vreau să vorbesc cu viceprimarul. Sau cu primarul. Uitați-vă pe domnul viceprimar, e acolo. Mersi, mulțumesc. Bună ziua! Mi-au spus că sunteți viceprimar. Eu sunt Oleg Brega de la Curaj TV. Am vrut să întreb de ce nu aveți rampă de acces pentru persoane cu dizabilități? Nu e obligator prin lege? Și doamna secretară, de ce nu poartă mască? Am văzut pe coridoare... Înțeles, dar v-am văzut pe coridor fără mască. Dar vă legitimați. Oleg Brega mă numesc, de la Curaj TV. Legitimați-vă dumneavoastră, întâi. Cum vă numiți? Mă legitimez în fața poliției doar. Deci pot să vorbesc cu primarul sau... Că viceprimarul n-a scos nicio vorbă. Am înțeles. Atâta deschidere aveți pentru cetățeni. Salariul primarului 12.500. Viceprimarul are 10.500. În fiecare lună încasează atâția bani din bugetul public. Dar grijă pentru cetățeni? Ioc. Maria Bolintin. Parcare pentru biciclete și atât. Strada Libertății. A Libertății și a Batjocurii. Ar trebui să numească strada asta. V-am întrebat de rampă de acces pentru persoane. Haideți să vedeți. Cum să nu avem, mă? A intrat vreodată vreo persoană cu cărucior pe rampa aia? Bineînțeles că da. Cum?
împinsă de cineva. Cum se intră pe rampă? Pe rampă trebuie să poată intra omul singur, liber. Ia uitați-vă aici, prag. Da? Deci e prag ăsta. E foarte greu de mers cu căruciorul. Dar când ajungi la rampă... Uite că acolo se deschide. Ok. Dar omul vine la ușa primăriei. Vine la ușa primăriei. Și vede semnul că trebuie să vină pe împrejur. Și o ia pe aleea aceea, care e cu prag. Va fi îndrumat. De cine? Să stea omul să plângă la ușa primăriei până să-l îndrume cineva? Eu am intrat la ușa dumneavoastră și n-ați vrut să vorbiți cu mine. Ce să vorbesc? Că vorbiți dumneavoastră, uitați. Dumneavoastră considerați asta rampă de acces? Sigur, ia uitați. Poate e rampă de sinucideri. Da, cred. Ia urcați dumneavoastră într-un cărucior și încercați măcar să coborâți, nu să urcați pe acolo. Rampa de acces trebuie să fie maxim înclinată 9 grade. Aici cât aveți? 30. Deci rampă de sinucideri. Încercați să faceți ceva mai civilizat. Încercăm. Asta e total ilegal, e bătaie de joc. Probabil că o să facem, când o avea posibilitate, una electrică. Bun, dar asta să știți, că nu, să știți că asta nu e bună. Am înțeles. Și e rușinos să băgați oamenii peste prag și să-i trimiteți prin spate. Aici în fața aveți unde să faceți o rampă, că e de urcat jumătate de metru, maxim. 60 de centimetri. Bine, mai aveți altceva? Nu, mersi. O zi bună. E, așa mai vii de acasă. Și-a schimbat atitudinea. Ce să ceri de la șoferii de rând dacă poliția parchează mașina nu doar pe trotuar, dar și pe trecerea de pietoni? Se întâmplă fix în fața primăriei Bolintin. Ar trebui să sesizez poliția despre asta. Poliția e fix alături.